Haideți să ne rugăm împreună. Doamne Tată Sfânt și Milostiv care ne iubești, noi eram înstrăinați de Dumnezeu în mijlocul păcatului, dar ce ți-a fost milă de noi, blestemul, condamnarea și mânia pe care trebuia să le primim, le-a primit pentru noi Domnul nostru Isus, cu sângele prețios pe care Domnul l-a vărsat ne-a spălat de păcatele noastre pentru totdeauna și ne-a mântuit, fără ca să avem noi vreun merit, pentru acest mare har îți mulțumim atât de mult. Doamne, ne-ai făcut copiii tăi, ne-a dat speranța binecuvântată de a intra în Împărățirea Dumnezeu, pentru tot acest har îți mulțumim și dăm slavă Părintelui nostru Dumnezeu. Știm că ne-a făcut să fim în trupul Domnului Biserică pentru a ne crește și ne-a ne educa. Îți mulțumim, Doamne, în conferința de vară pe care o avem acum, sperăm cu ardoare că se va împlini voia Sfântă a Domnului, că multe suflete să primească mântuirea și că va fi o mare bucurie și slavă pentru Dumnezeu. Te rugăm, dă mai multă putere celor care predică, atingete de inimile noilor ascultători, pentru ca să primească mântuirea veșnică. Te rugăm să ne călăuzești în acest ceas pe noi cei răscumpărați, prin sângele tău prețios, îți mulțumim că ne-ai adunat înaintea ta, Doamne, pentru a lăuda marea ta milă și iubire, pentru a învăța cuvântul și a participa la spânta părtășie în Domnul. Dă mai multă putere și vigoare trupească și sufletească fraților și surorilor noastre pentru ca ei să poată propovădui cu îndrăzneală Evanghelia ta, pentru ca multe suflete pierdute să fie călăuzite înaintea lui Dumnezeu, și să primească mântuirea, împlinește marea ta lucrare. Ai grijă de fiecare dintre noi care stăm în fața cuvântului tău, binecuvintează-ne cu mâna ta milostivă, dă harul necesar fiecare dintre noi. Printre noi sunt oameni slabi și bolnavi și sunt oameni care se confruntă cu dificultăți, Doamne, ai grijă de fiecare dintre ei dă mai mult harul tău, puterea ta și îndrăzneala ta, pentru ca restul vieții pe care Dumnezeu le-a îngăduit-o să poată sluji lui Dumnezeu și să propovădească Evanghelia și să nu le lipsească nimic pentru lucrarea ta pe care le-a încredințat-o. În acest ceas călăuzește-ne să înțelegem perfect cuvântul lui Dumnezeu pe care vrei să ne înveți și voia Sfânta Domnului și păstrează bine în inimile noastre cuvântul pe care îl vom învăța și ajută-ne să îl arătăm în viața noastră pentru slava lui Dumnezeu. În numele Domnului nostru, Isus Hristos, îți mulțumim și ne rugăm. Amin. Să căutăm în Biblie 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 7 la 8. 2 Timotei, capitolul 1, de la versetul 7 la 8, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Versetul 8, să nu-ți fie rușine dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Astăzi vom învăța câteva lecții prin acest cuvânt. Acum, în locul de conferință, se predică cuvântul Evangheliei în timpul conferinței de vară. În cea de-a cincea conferință de vară au participat 9282 de persoane, mulți oameni au participat. Și se predică cuvântul Evangheliei. Nu uitați, vă rugăm, rugați-vă până la sfârșit, pentru ca mulți oameni să primească mântuirea și să fie mare slavă pentru Dumnezeu. De asemenea, trebuie să ne rugăm cu o singură inimă. Epistola a doua a lui Pavel către Timotei este ultima carte din Biblie. Pe care a scris-o Apostolul Pavel, este o scrisoare trimisă lui Timotei, pe vremea când Pavel era întemnițat în Roma, chiar înainte de a muri, a trimis această carte fiului său în credință, lui Timotei. Dar, dacă vedem aici, când a fost scrisă 2 Timotei, acest Timotei predica în biserica din Efes, iar în acel moment, din afară, venea persecuția din partea Împăratului Roman Nero, și astfel, în lăuntru bisericii au avut loc separări. Și în această situație, deși au existat dificultăți și suferințe dar apostolul Pavel se aștepta ca Evanghelia să fie predicată cu mai multă putere și biserica să fie edificată, zidită cu fermitate pe cuvânt. De aceea a scris această scrisoare. De aceea dorește să-l încurajeze pe Timotei, care era predicator în biserica din Efes în acel moment, astfel încât să nu cedeze în fața persecuției și să predice Evanghelia cu mai multă putere. Să păstreze Evanghelia și adevărul și să încurajeze frații și surorile. Pentru acest scop a fost scrisă această scrisoare. Dar aceste îndemnuri nu sunt numai pentru Timotei, care era în biserica din Efes, care a suferit persecuții și dificultăți. De asemenea, este și un cuvânt pentru noi, cei care trăim în ultima perioadă. De asemenea, să ne gândim, Mai ales la scopul pentru care trăim pe acest pământ. Pentru ce trăim? Pentru ce trăim pe acest pământ? Mulțumesc! Pentru a predica Evanghelia. Cu siguranță, toți au gândit la fel în inima lor. Pentru a predica Evanghelia, de aceea trăim. Pentru a salva încă un suflet. Pentru a propăvădui Evanghelia, suntem încă pe acest pământ. Chiar dacă există greutăți, deși există suferințe, dar noi trebuie să predicăm Evanghelia pentru a salva încă un suflet. De aceea ne răgăm în fiecare zi și lucrăm în fiecare zi pentru a salva încă un suflet. Este adevărat. Dar să ne gândim, este foarte dificil. Evangelizarea este foarte dificilă și cu trecerea timpului devine tot mai dificilă. De deci ce este atât de greu să evangelizezi? Uneori credem că lumea a devenit mai rea. Oamenii nu-l vor pe Dumnezeu, nu vor să-l caute pe Dumnezeu. Aveți dreptate. Dar ceea ce doresc să împărtășesc cu frații și surorile este despre cei care evangelizează, cei care muncesc pentru Evanghelie, celor care propăvăduiesc Evanghelia, Dumnezeu le va adăuga. Trei lucruri speciale. Apostolul Pavel îi explică acest lucru lui Timotei. Să vedem în versetul 7, 2 Timotei, 1 cu 7. Versetul 7: Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Spune duh de frică. Adică a fi timid sau laș, fricos. Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică. Ceea ce Dumnezeu ne-a dat nouă, celor care predicăm Evanghelia, nu este acel duh de teamă sau de frică, ci acel duh de curaj, îndrăzneală. Vrea să predicăm Evanghelia cu îndrăzneală. De aceea, ca noi să putem predica cu îndrăzneală Evanghelia, Dumnezeu ne-a dat trei lucruri. În versetul 7 spune, Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci, în primul rând, ce ne-a dat putere, în al doilea rând, dragoste și, în al treilea rând, chipzuință. Chipzuință sau stăpânire de sine ne-a dat aceste trei lucruri celor care propovădesc Evanghelia. Nu este vorba că predicăm Evanghelia cu puterea noastră. Cu puterea noastră nu putem schimba nici măcar inima unei singure persoane. Chiar dacă le-am cer din tot sufletul, i-am implora și le-am predica cu insistență, oamenii nu ne-ar asculta dacă ar fi prin puterea noastră. Celor care predică Evanghelia, Sfinților mântuiți, Dumnezeu le adaugă trei lucruri pentru ca noi să putem predica Evanghelia cu putere. Așa că în versetul 8 spune, să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în temnițatul lui. Apostolul Pavel, după ce a primit mântuirea pe drumul Damascului și-a dedicat întreaga viață Evangheliei. și niciodată nu s-a simțit rușinat de Evanghelie. Să ne uităm în 2 Timotei 1 cu 11. 2 Timotei 1 cu 11. Propovăduitorul și apostolul ei am fost pus eu și învățător al neamurilor. Și versetul 12. Și din pricina aceasta sufer aceste lucruri, dar nu mi-e rușine, că știu în cine am crezut. Și sunt încredințat că el are putere să păzească cei am încredințat până în ziua aceea. Apostolul Pavel a trăit cu această certitudine și nu i-a fost rușine de Evanghelie. Ne întoarcem la versetul 8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru, nici de mine în lui. Și suferă împreună cu Evanghelia prin puterea lui Dumnezeu. Atunci când predicăm Evanghelia, vin și necazuri. Apostolul Pavel, când a predicat Evanghelia, întotdeauna veneau și suferințele. Și este un exemplu pentru noi. Spune călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. 1 Corinteni 11,1 pentru Evanghelie nu i-a fost rușine sau frică de suferințe. A îndurat. Epistola a doua a lui Pavel către Timotei a fost scrisă cu puțin timp înainte de martiriul Apostolului Pavel. În ultimele zile ale vieții sale, el nu s-a rușinat de Evanghelie, ci a trăit cu certitudine în inima lui. Pentru că știa cu certitudine. Că Dumnezeu îi va da trei lucruri. Astăzi ne vom uita la aceste trei lucruri pe care Dumnezeu le adaugă celor care predică Evanghelia. În 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11, spune: Haideți să căutăm. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11. 1 Timotei, capitolul 6, versetul 11. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea și blândețea. Versetul 12. Luptă-te, lupta cea bună a credinței. Apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea multor martori, spune, luptă-te lupta cea bună credinței. A evangeliza este o luptă, lupta cea bună credinței. Dar uneori sunt oameni care înțeleg greșit. Nu înseamnă că ne luptăm împotriva persoanei pe care vrem să o evangelizăm. Este o luptă împotriva diavolului. Asta este lupta cea bună a credinței. Dar nu ne spune să luptăm fără nimic și ne-a dat trei lucruri pe care să le folosim în luptă. Întreaga viață, apostolul Pavel a dedicat-o slujbei Domnului. De aceea, în faptele apostolilor, capitolul 20, versetul 24, dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnului Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. A primit o slujbă și aceasta este o slujire pe viață. Numai Apostolul Pavel a primit această slujbă? Nu? Toți oamenii mântuiți au primit această slujbă. Slujba pe care am primit-o de la Domnul Isus ca să vestesc Evanghelia Harului lui Dumnezeu. Nu este acesta scopul nostru în viață? Dar Dumnezeu, pentru ca noi să putem face bine această lucrare, ne-a dat acest cuvânt. În 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7, căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. Mai întâi Dumnezeu ne-a dat putere, ne-a salvat, ne-a făcut să fim copii Lui și prin oamenii mântuiți, Dumnezeu vrea să propovăduiască Evanghelia, Vrea ca Evanghelia să fie predicată? Asta este ceea ce Dumnezeu vrea. De aceea Dumnezeu dă puterea sa oamenilor mântuiți. Evangelizarea nu funcționează cu puterea noastră, cu puterea noastră omenească. Căci întrucât lumea, cu înțelepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe cei credincioși. Prin nebunia apropăpădării crucii, 1 Corinteni 1 cu 21, prin oamenii mântuiți, Dumnezeu mântuiește alte suflete. Aceasta este metoda lui Dumnezeu de a salva sufletele. Noi încă ne mai aflăm pe pământ, pentru că în jurul nostru există suflete pierdute. Dar când evangelizăm, uneori suntem răniți. Ne simțim ofensați, suferim necazuri și uneori chiar disperăm. Nu este așa? Dar în acele momente, trebuie să ne amintim de ceea ce ne-a dat Dumnezeu. El ne-a dat lucrurile de care avem nevoie în predicarea Evangheliei, și anume puterea lui Dumnezeu. În Psalmul 29, versetul 11, Domnul dă tărie poporului său. Haide să căutăm Psalmi 68. Psalmi 68. Psalmii 68, versetul 35 Versetul 35. Ce înfricoșat ești, Dumnezeule, din locașul tău cel sfânt. Dumnezeul lui Israel dă poporului său tărie și mare putere. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dumnezeu dă putere poporului său. Dumnezeu este un Dumnezeu care dă putere poporului său. Trebuie să ne gândim, Dumnezeu care ne dă puterea, cine este El? Trebuie să-l cunoaștem pe Cel care ne dă puterea ca să conștientizăm cât de mare este puterea pe care ne-a dat-o și cât de recunoscători trebuie să-i fim. Să ne gândim la asta. Cine este Dumnezeu? Este Creatorul. A creat cerurile și pământul, Universul întreg. El este suveran. El este cel care guvernează istoria omenirii. Acest Dumnezeu este cel care dă puterea sa sfinților mântuiți, copiilor lui Dumnezeu. Este un lucru pentru care trebuie să fim recunoscători. Atunci când ne încredem în această putere, putem predica Evanghelia harului lui Dumnezeu cu mai multă putere. Spune, odată a vorbit Dumnezeu, de două ori am auzit că puterea este a lui Dumnezeu. Psalmii 62 cu 11. Puterea este a lui Dumnezeu. Originea puterii este Dumnezeu. Cel ce ne dă această putere este Dumnezeu, Dumnezeu Atotputernic. De aceea, în Geneza, capitolul 1, versetul 1, la început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. În geneza 1 cu 1, când începe să scrie Biblia, ne spune ce a făcut Dumnezeu. Pentru ca noi să credem în Dumnezeu, ce a făcut Dumnezeu, marea putere a lui Dumnezeu ne le scrie chiar de la începutul Bibliei. Noi, prin Biserică, am primit puterea lui Dumnezeu. De asemenea, în Ieremia, capitolul 32, versetul 22, spune că oștirea cerurilor care nu se poate număra și ca nisipul mării care nu se poate măsura. Să vedem și Psalmii 147. Psalmii 147, Salmi 147 versetul 4 Versetul 4 și 5 El socotește numărul stelelor și le dă numele la toate. Mare este Domnul nostru și puternic prin tăria lui. Priceperea lui este fără margini. Dumnezeu este atot puternic. Și în istoria omenirii, Dumnezeu prin poporul Israel a arătat marea sa putere tuturor oamenilor. În cartea Exod de asemenea, a fost vreodată vreun Dumnezeu care să fi căutat să ia un neam din mijlocul altui neam, prin încercări, semne, minuni și lupte, cu mână tare și braț întins și cu minuni înfricoșate, cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt și sub ochii voștri, Deuteronom 4 34, numai cu Israel Dumnezeu a lucrat așa. Puterea lui Dumnezeu a fost arătată prin poporul Israel. Cum a făcut cu voi Domnul Dumnezeul vostru în Egipt? și sub ochii voștri. Numai tu ai fost martor la aceste lucruri ca să cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și că nu este alt Dumnezeu afară de El. Deuteronom 4 cu 35 Prin poporul Israel ne-a învățat cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Ne-a învățat în mod clar, da? În Ieremia, capitolul 32, ne explică despre credință. Ieremia, capitolul 32, ne explică despre credință. Ieremia, capitolul 32, explică despre credință foarte bine. Ieremia, capitolul 32, versetul 2. Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și prorocul Ieremia era închis în curtea temniței care ținea de casa împăratului lui Iuda. Oastea împăratului Babilonului împresura pe atunci Ierusalimul și profetul Ieremia unde era? Ieremia era închis în curtea temniței care ținea de casa împăratului lui Iuda, dar în acel moment vine vărul său și îi spune să cumpere pământul. O persoană care este închisă în închisoare ar trebui să cumpere sau nu? Situația la acea vreme, Ierusalimul era sub asediu și era pe cale să fie invadat de către armata babiloniană, se afla într-o situație critică, dar vine cineva la o persoană care este în închisoare și îi spune să cumpere un teren. Ar trebui să cumpere sau nu? Dacă ați fi în locul lui, ați cumpăra terenul dintr-o țară care urmează să fie ocupată de o armată străină? Cu siguranță că nu. Ieremia 32 cu Și Hanamel, fiul unchiului meu, a venit la mine după cuvântul Domnului, în curtea temniței și mi-a zis, Cumpără ogorul meu care este la Anatot, în țara lui Beniamin, căci tu ai drept de moștenire și de răscumpărare. Cumpără-l! Am cunoscut că era cuvântul Domnului. Vesetul 9 Și am cumpărat de la Hanamel, fiul unchiului meu, ogorul de la Anatot și am cântărit argintul. 17 sticli de argint. Ieremia a cumpărat ogorul, a venit cineva la Ieremia care era în închisoare, i-a propus să cumpere un teren și Ieremia a cumpărat chiar în clipa în care țara era ocupat, urma să fie ocupată de către armatele Babilonului. Ieremia, în loc să se uite la circunstanțe a crezut cuvântul lui Dumnezeu. În Ieremia 32 cu 15, căci așa vorbește Domnul Oștirilor, Dumnezeul lui Israel iarăși se vor mai cumpăra case, ogoare și vii în țara aceasta. După un an, pământul urma să fie distrus, dar spunându-i să cumpere, i-a dat de știre că Dumnezeu îi va recupera mai târziu. Ieremia nu se uita la circumstanțe, el a crezut cuvântul lui Dumnezeu și a cumpărat terenul. Aceasta este credința, înțelegi? Ieremia 32 cu 17 Ah, Doamne Dumnezeule, iată Tu ai făcut cerurile și pământul cu puterea Ta cea mare și cu brațul Tău întins. Nimic nu este de mirat din partea Ta. Ieremia 32 cu 27 Iată eu sunt Domnul Dumnezeul oricărei făpturi. Este ceva de mirat din partea mea? Dumnezeu este Dumnezeu atotputernic. Dumnezeu care a creat cerurile și pământul și care guvernează istoria omenirii, Dumnezeu ne arată marea sa putere. Dar mai mult decât atât, puterea lui Dumnezeu, acea putere care salvează sufletul care merge în iad. Noi eram vrăjmașii lui Dumnezeu, copiii mâniei. Noi nu aveam nicio relație cu Dumnezeu și eram oameni care mergeam spre distrugerea veșnică, dar Dumnezeu prin Isus Hristos ne-a iertat odată pentru totdeauna, ne-a iertat păcatele noastre prin sângele prețios al lui Isus. Puterea de a răscumpăra și de a salva pe păcătoși este mai mare decât puterea prin care a creat cerurile și pământul. De aceea, în Cefania, capitolul 3, versetul 17, spune: Domnul Dumnezeul tău este în mijlocul tău, ca un viteaz care poate să ajute. Dumnezeu este puternic. El poate să salveze. Noi am primit marea lui dragoste și trăim în mijlocul marii sale puteri. Isus a venit pe acest pământ. Dumnezeu a venit în trup uman și în persoana lui Isus și în timpul vieții sale publice a făcut munca de vindecare. A vindecat mulți oameni bolnavi, da, care sunt imaginea unor boli spirituale, astfel încât putem să rezumăm viața publică a lui Isus, dacă am rezumat într-un singur cuvânt, este că El a vindecat problemele spirituale ale păcătoșilor. Cine mai poate să facă așa ceva? Numai Dumnezeu poate. Numai Dumnezeu poate. De asemenea, a transformat, a schimbat oameni. Și noi, cei care suntem mântuiți, după ce am primit mântuirea, pe măsură ce trece timpul, creștem în Cuvânt și aspectul nostru se transformă. De asemenea, da? Este ceva normal. Dar să ne gândim, înainte ce fel de oameni eram? Ne plăcea să auzim cuvântul lui Dumnezeu? Ne plăcea noi să suferim pentru evanghelie? Ne simțeam noi recunoscători și plângeam? Nu, nu este așa. Nu eram așa. Înainte de a primi mântuirea, doar persoana mea conta. Eram interesat doar de persoana mea, eu, eu. Apoi de familia mea, de restul nu ne interesa. Dar acum, mai întâi Dumnezeu, Domnul, Evanghelia, Biserica, frații. Apoi, noi cei care predicăm Evanghelia împreună. Înainte nu eram astfel de oameni, adevărat? Iată cum puterea lui Dumnezeu ne-a transformat. Dumnezeu are puterea de a transforma omul. În Matei, capitolul 4, când trecea pe lângă Marea Galilei, Iisus a văzut doi frați, pe Simon și pe fratele său Andrei, care aruncau o în mare și ce le-a spus? Ei erau pescari, le-a spus veniți după mine și vă voi face pescari de oameni. Isus a chemat pe niște pescari. Îndată ei au lăsat mrejele și au mers după el. Apoi pe Iacov și pe Ioan i-a chemat. Le-a spus, veniți după mine. Și îndată ei au lăsat Corabia și pe tatăl lor și au mers după el. Cum s-au schimbat aceștia? Ei erau pescari, pescari în Marea Galilei prindeau pește, dar în faptele apostolilor, capitolul 2, Petru a predicat o singură dată și 3.000 de oameni au primit mântuirea. Și în faptele apostolilor, capitolul 4, el a predicat și 5.000 de oameni au primit mântuirea. Aceasta a fost puterea lui Petru? Nu, este puterea lui Dumnezeu. Noi de asemenea, atunci când predicăm, Putem experimenta puterea lui Dumnezeu. Să ne gândim, dacă ne rugăm pentru cineva cu fervoare și acea persoană primește mântuirea, este prin puterea noastră? Nu, este puterea lui Dumnezeu. Noi am fost doar calea prin care a fost transmisă puterea lui Dumnezeu. Dar această putere a lui Dumnezeu s-a arătat prin noi. Prin sfinții mântuiți, prin biserică se arată puterea lui Dumnezeu. Ce este puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Să căutăm în Biblie, Roman, capitolul 1. Romani, capitolul 1, versetul 16. Romani, capitolul 1, versetul 16. Căci mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, Întâi a Iudeului, apoi a Grecului. Ce este puterea lui Dumnezeu? Este Evanghelia. Evanghelia este puterea lui Dumnezeu. Ne-a încredințat-o nouă. Dacă noi, cei salvați, mântuiți, ne ținem gura închisă, atunci nu va fi nimeni care să primească mântuirea. Cine le va predica cuvântul? Dumnezeu își face marea lucrare prin noi. Ne-a încredințat Evanghelia. Este un mare har. De aceea, în 2 Corinteni, capitolul 5, spune că suntem trimiși în puterniciți lui Hristos trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Dumnezeu ne-a încredințat Evanghelia. Aceasta este puterea lui Dumnezeu. De asemenea, în 1 Corinteni, capitolul 1, aici ne spune ce este puterea lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 1, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 18. Fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării, dar pentru noi care suntem pe calea mântuirii este puterea lui Dumnezeu. Propovăduirea crucii de asemenea, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 23. Dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de potignire și pentru neamuri o nebunie. Versetul 24. Dar pentru cei chemați, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Hristos este în noi, în sfinții mântuiți. Hristos este în oameni mântuiți. Dacă n-are cineva Duhului Hristos, nu este al lui. Când am primit mântuirea, am primit darul Duhului Sfânt. Hristos este în noi. Este puterea lui Dumnezeu. Hristos este puterea lui Dumnezeu. Înțelepciunea lui Dumnezeu. Domnul este în noi. Domnul este în noi și vrea să împlinim marea lucrare a lui Dumnezeu. Pentru asta El lucrează în noi. De-a lungul vieții noastre întâlnim dificultăți, necazuri. Dacă pierdem puterea lui Dumnezeu, ajutorul lui Dumnezeu, atunci vom fi disperați, pentru că suntem slabi. De aceea în 2 Corinteni capitolul 4, versetul 7 spune, comoara aceasta o purtăm în niște vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de la Dumnezeu și nu de la noi. Puterea este la Dumnezeu. Avem această comoară în vase de lut, care sunt ușor de spart. Suntem slabi, de aceea, când ne confruntăm cu dificultăți și uităm asta, vom fi disperați. Vom fi mai atenți la împrejurări decât la Dumnezeu, dacă uităm. Nu vom putea să-l vedem pe Dumnezeu, ci vom vedea doar situația în care ne găsim. Ce uităm noi, de fapt? Isaia, capitolul 17. Atunci când ne confruntăm cu dificultăți sau ne aflăm în situații tulburi, disperăm, Dumnezeu ne-a dat putere. Dar în versetul 10, Isaia 17 cu 10, căci ai uitat pe Dumnezeul mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca scăpării tale. Ai uitat pe Dumnezeu mântuirii tale și nu ți-ai adus aminte de stânca mântuirii tale, de aceea disperi. Nu ai încredere în Dumnezeu, doar cauți căi, metode, de aceea ești disperat. Așteaptă puterea lui Dumnezeu, încrede-te în puterea lui și crede cu certitudine că Dumnezeu ți-a dat putere. Atunci, în dificultăți și necazuri, vei căuta voia lui Dumnezeu. Când evangelizăm, de asemenea, sunt și oameni care ne disperă, oameni care ne rănesc. Dar nu renunțăm. Încercăm să predicăm Evanghelia. Îți spun de dragul tău, nu de dragul meu. Dar să ne gândim bine. Dacă primește mântuirea, cine va fi fericit? În primul rând, Dumnezeu, Isus, va fi fericit și apoi acea persoană va fi fericită și noi care ne-am făcut datoria. Dar să ne mai gândim la un lucru. Înainte de a primi mântuirea, cum eram? Vreo unul am încercat să căutăm cuvântul lui Dumnezeu? E bine, sunt unii care au făcut-o. Eu, de asemenea, mereu spuneam că știu. Și întrebam, de ce nu predicați voi celor care nu cred? Eu deja merg la biserică, de când mă știu. Mereu doream să mă cert și să câștig în ce privește învățăturile Bibliei cu ei? Acum îmi este rușine când mă amintesc de acele vremuri. Dumnezeu ne-a dat marea sa dragoste și harul său a avut multă răbdare, așteptându-ne, prin frații și surorile mântuite, să ascultăm despre dragostea lui Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu. Să primim mântuirea. Ne-a dat marea lui iubire, marea lui putere, dar noi am respins-o. Gândindu-mă la asta, mi-e rușine. Puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o nouă, creștinilor mântuiți, ne-a dat-o în biserică. Evangelizarea nu se face de unul singur, ci de biserică. Cu biserica. Lucrarea lui Dumnezeu se manifestă în biserică. De aceea, în trupul Domnului, în biserică este puterea lui Dumnezeu. Știind asta, trebuie să călăuzim sufletele pierdute înaintea cuvântului, ca să poată auzi evanghelia harului lui Dumnezeu. Trebuie să le oferim această oportunitate aceasta este datoria noastră, lucrarea noastră. Noi nu avem puterea de a salva alte suflete, dar Dumnezeu ne-a dat puterea de a-i face să asculte Evanghelia. Ai călăuzit spre cuvântul care are putere. Avem Evanghelia, care este puterea lui Dumnezeu. Iisus Hristos este în noi. Ioan, capitolul 14, Ioan, capitolul 14, versetul 12: Adevărat, adevărat vă spun, că cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl. Cine crede în mine va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba, încă va face altele și mai mari decât acestea. Ce lucrare este mai mare decât aceasta? Este lucrarea prin care Sufletele primesc mântuirea. A lăsat puterea în Biserică. Biserica poate face lucrarea pe care Domnul a făcut. Și se fac altele și mai mari decât acestea sufletelor moarte în fără de legi și păcate, li se predică Evanghelia Harului Dumnezeu și primesc mântuirea. Avem această putere. Dumnezeu lucrează prin biserică. Da? Noi suntem mădulare, membri ai trupului Domnului Isus. Biserica. Dumnezeu își face lucrarea sfântă prin noi toți. Așadar, fiind în biserică, având toți aceeași inimă, cooperând împreună, evangelizând împreună și în acel moment putem să evangelizăm cu tărie. Dar înainte de a evangeliza, trebuie să ne gândim la un lucru. Dumnezeu ne-a dat puterea de a evangeliza. Ne-a încredințat Evanghelia și avem pe Isus Hristos. Ne-a dat Duhul Sfânt care este în noi. Suntem oameni care fac lucrarea lui Dumnezeu. Cred că atunci când ne gândim la acest lucru, putem predica Evanghelia cu îndrăzneală. Evanghelia pe care o predicăm nu este o învățătură. Este Evanghelia Harului Dumnezeu, care hotărăște destinul veșnic, cerul sau iadul. Depinzând de ceea ce faci cu această Evanghelie, hotărăște dacă te duci veșnic în Rai sau în iad. Suntem oameni care predică Cuvântul lui Dumnezeu. Este cel mai important lucru. Dar această lucrare atât de importantă, Dumnezeu ne-a încredințat-o nouă și ne-a dat puterea sa. De aceea, în 1 Cronici, capitolul 16, versetul 11, spune: Căutați pe Domnul și sprijinul lui, căutați necurmat fața lui. Trebuie să căutăm puterea lui, chiar dacă Dumnezeu ne-a dat-o, dar trebuie să continuăm să-i cerem lui Dumnezeu mai multă putere. Pentru că Dumnezeu să ne dea mai multă putere. Aceasta este lucrarea lui Dumnezeu, celor cărora li s-a încredințat lucrarea lui Dumnezeu. Să vedem 2 Cronici, capitolul 16. 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. 2 Cronici, capitolul 16, versetul 9. Căci Domnul își întinde privirile peste tot pământul ca să sprijine pe aceea a căror inima este întreagă a Lui. Atunci când cerem puterea de la Dumnezeu, trebuie să cerem cu sinceritate și cu o inimă desăvârșită, pentru că slujba pe care ne am credințat o este atât de mare. Când înțelegem acest lucru, când conștientizăm asta, vom ști că avem nevoie de mai multă putere de la Dumnezeu și o vom cere la Dumnezeu cu fervoare. Dar uneori ne gândim și spunem, pastore Se pare că Dumnezeu mi-a dat puțină putere. Nu-ți face griji. Ai puțină putere sau ai multă putere, asta nu contează. Contează dacă Dumnezeu lucrează prin noi sau nu. Asta este important. Apocalipsa capitolul 2 și 3. Vedem 7 biserici din Asia și a șasea biserică, biserica din Filadelfia, aceste biserici nu i s-a reproșat nimic. A fost slabă, dar credincioasă. Dar în acea vreme, a zis bisericii din Filadelfia, știu faptele tale, iată ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu deși ai puține putere, dar ai păzit cuvântul meu și nu ai negat numele meu. Chiar dacă ai puțină putere, dar ai păzit cuvântul lui Dumnezeu, ai ascultat, te-ai supus. Iisus a lăudat această biserică, indiferent că ai multă sau puțină putere, nu trebuie să ne dezvinovățim, păi nu am mare putere. Cu cât ți-a dat Dumnezeu, cât ai ascultat, în funcție de ascultarea noastră, se va manifesta puterea lui Dumnezeu în viața noastră. Să ne gândim când poporul Israel a ieșit din Egipt, au lăudat pe Dumnezeu, după ce au trecut prin Marea Roșie, au lăudat pe Dumnezeu, dar apoi au ajuns în pustie și au cârtit împotriva lui Dumnezeu. Apoi când au intrat în țara Cananului, în primul rând, Au mers împotriva cetății ierihonului. Și ce s-a întâmplat? Ei trebuiau doar să înconjoare cetatea o dată pe zi, timp de șase zile. Și în ziua șaptea, să înconjoare cetatea ierihonului de șapte ori. Și spune ceva foarte important: Voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu vă o vorbă din gură. Ei mereu s-au plâns că nu aveau asta, că nu aveau cealaltă, au cârtit mereu, dar acum trebuiau să țină gura închisă, era greu pentru ei. Timp de 40 de ani în pustie au fost instruiți ca o armată, ca militari. Să vedem în Iosua, Iosua capitolul 6 Când au mers împotriva Erihonului, Iosua, capitolul 6, versetul 3, Iosua, capitolul 6, versetul 3, înconjurați cetatea voi toți bărbații de război, dând ocol cetății odată, așa să fac șase zile. Vesetul 4. Șapte preoți să poartă înaintea chivotului șapte trâmbițe de corn de berbec, în ziua șaptea să înconjurați cetatea de șapte ori și preoții să sune din trâmbițe. Vesetul 5. Când vor suna lung din cornul de berbec și când veți auzi sunetul trâmbiței, tot poporul să scoată mari strigăte atunci zidul cetății se va prăbuși și poporul să se suie fiecare drept înainte. A trebuit să o colească cetatea de 13 ori, timp de 7 zile, dar în ziua a șaptea, așa cum a spus Dumnezeu, înainte de a auzi sunetul trâmbiței, până în acel moment ce au trebuit să facă? Iosua 6 cu 10, Iosua dăduse porunca această poporului, voi să nu strigați, să nu vi se audă glasul și să nu iasă o vorbă din gură. Spune, voi să nu strigați, adică să nu vă certați, să nu faceți scandal. Trebuiau să tacă, să rabdă, apoi spune ceva și mai greu. Să nu vi se audă glasul, să nu vi se audă glasul și să nu vă iasă o vorbă din gură până când voi spune strigați, atunci să strigați. Erau oameni care se plângeau din orice motiv. Dar Dumnezeu le-a spus de data aceasta să tacă, să nu spună nimic. Cred că le-a fost foarte greu să tacă. Dar poporul Israel de data aceasta a ascultat. În Iosua 6 cu 15, în ziua șaptea s-au sculat în zorii zilei și au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori. Aceasta a fost singura zi când au înconjurat cetatea de șapte ori. Spune că au înconjurat în același fel cetatea de șapte ori. Până în a șaptea zi au înconjurat cetatea de șapte ori. Și nu a fost nicio schimbare. Nici o schimbare. Dar, ascultați bine, chiar dacă nu a fost nicio schimbare, Timp de șase zile, mai târziu, au înconjurat cetatea, după cum a spus Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu a existat nicio schimbare. Dar încrezându-se în Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu a avut nicio schimbare, încrezându-se în Cuvântul lui Dumnezeu, în ziua șaptea, au înconjurat cetatea de șapte ori. Asta înseamnă credință. Chiar dacă nu se vede nicio schimbare, dar în ziua a șaptea, după ce au înconjurat de șapte ori, după ce a sunat din trâmbiță și le-a spus să strige, până în acel moment au așteptat și apoi au strigat conform cuvântului lui Dumnezeu. Și știm ce s-a întâmplat. S-au probusit zidurile. Ce au fi crezut poporul Israel văzând această situație? A, suntem puternici. Au crezut ei asta? Nu. Ei au lăudat pe Dumnezeu. Când au ascultat, au văzut marea putere a lui Dumnezeu în același fel și în viețile noastre. Trec zilele și pare că nu are loc nicio schimbare, dar având încredere în Cuvântul lui Dumnezeu și trăind în fiecare zi în ascultare, atunci vom experimenta marea putere pe care ne-a dat-o Dumnezeu, care acționează în noi. Așa cum am mai spus, Dumnezeu ne-a dat putere. Un păcătos primește mântuirea și este schimbat. Cine sunt martori acestei schimbări? Noi suntem. Nu trebuie să ne uităm la alții, doar la noi. Cei mântuiți suntem martori acestei schimbări. Cu sângele prețios al lui Isus, a iertat păcatele mele pentru totdeauna. După ce crezi asta, te schimbi puțin câte puțin, te maturizezi prin Cuvântul Dumnezeu. Sunt momente în care simțim disperare, sunt momente în care ne îngrijorăm. Dar, încrezându-ne în Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, bazându-ne pe puterea pe care Dumnezeu ne-a dat-o, putem experimenta creșterea credinței. Numai prin puterea lui Dumnezeu, puterea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, puterea Lui este în noi. De asemenea, noi, creștini mântuiți, avem un privilegiu și o mare putere. Care este? Este puterea rugăciunii. Puterea rugăciunii este în noi. Când ne rugăm împreună, când așteptăm ca voia lui Dumnezeu să se împlinească, putem vedea cum se împlinește voia lui Dumnezeu. Dumnezeu ne ajută să vedem. Noi avem privilegiul de a cere și a atrage puterea lui Dumnezeu în viețile noastre. Putem face ca Dumnezeu să lucreze cu putere în viața noastră. Și astfel este posibil prin rugăciune. Este un privilegiu pentru creștini. Noi suntem oameni care au acest privilegiu. Acesta este un mare har. Să ne întoarcem la textul de astăzi. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7 căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Deci nu avem un duh de timiditate, de lașitate, ci de putere. Această putere este în noi. De aceea nu trebuie să fim lași, să ne fie frică, ci să predicăm Evanghelia cu îndrăzneală. Și în al doilea rând, ce altceva ne-a mai dat? Dragoste. Dumnezeu ne iubește și această dragoste, dacă ne gândim la această dragoste, ne emoționăm, plângem. În 1 Corinteni, capitolul 13 este capitolul dragostei. Dar cel care a vorbit cel mai mult despre dragoste, este apostolul Ioan, care este numit apostolul dragostei. În 1 Ioan capitolul 3 versetul 1 spune: Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii ai lui Dumnezeu. Câtă dragoste am primit noi? Să ne uităm în Roman capitolul 5. Roman, capitolul 5, versetul 5. Câtă dragoste am primit noi! Aici spune, în de aceasta nu înșală, pentru că dragostea de Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat. Dragostea lui Dumnezeu a fost revărsată în inimile noastre. Este ceva ce Dumnezeu ne-a dat nouă oamenilor mântuiți. Dar ce fel de dragoste am primit? Dragoste veșnică. Dumnezeu ne-a iertat păcatele pentru totdeauna. Răscumpărarea veșnică este dragostea veșnică. Este iubirea perfectă. Este iubirea necondiționată. Așa este dragostea pe care am primit-o. De aceea Nefesen, capitolul 2, versetul 4 spune Dar Dumnezeu care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Și versetul 5, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. Spune, Dumnezeu este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit. Noi suntem oamenii care am primit o dragoste așa de mare. Oamenii mântuiți, adică noi, am primit o dragoste atât de mare. Dragoste eternă. Iubire perfectă, da? Este o mare dragoste pe care am primit-o. Dar oamenii care au primit dragostea cea mare, eu, dragostea pe care am primit-o de la Dumnezeu, cum o arăt și celorlalți? Să ne gândim la asta. Doar primesc dragostea și atât. În 1 Corinteni, capitolul 13, este capitolul despre dragoste. De la versetul 4 începe să spună că dragostea este îndelung răbdătoare și urmează o listă de 15 atribute explicând despre dragoste. Și spune dragostea nu se laudă. Lauda este doar pentru Hristos. oricine se laudă, să se laude în Domnul. 2 Corinteni 10 cu 17 În afară de Domnul nu avem cu ce să ne laudăm. Numai cu Isus Hristos și cu sângele său. De asemenea, dragostea nu caută folosul său. Înainte de a primi mântuirea, dragostea era doar pentru noi. Eram egoiști. Dar după ce am primit mântuirea, după ce Înțelegeți iubirea lui Dumnezeu, iubirea noastră, iubirea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, nu este o iubire egocentrică. Nu este o dragoste centrată în mine. Este o dragoste centrată în Dumnezeu. O dragoste centrată în Isus. Da? De aceea, această iubire veșnică, această iubire desăvârșită, noi cei care am primit această dragoste, îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Isus. O întrebare: îl iubești pe Dumnezeu? Ce, ce se întâmplă aici? Dacă întreb, aștept să-mi răspundeți. Încă o dată voi întreba: Îl iubești pe Dumnezeu? Cu adevărat? Îl iubești cu adevărat pe Isus? Biblia ne spune clar: Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. 1 Petru capitolul 1, versetele 8 și 9 Îl iubim pe Dumnezeu, cei care am primit mântuirea iubesc pe Dumnezeu, iubesc pe Isus. Iar cei care iubesc pe Dumnezeu și pe Isus, în primul rând iubesc cuvântul lui Dumnezeu, iubesc cuvântul. De aceea spune în psalmii 119, versetul 97, haideți să căutăm, psalmii 119, psalmii 119, versetul 97. Să citim împreună: Cât de mult iubesc legea ta? Toată ziua mă gândesc la ea. Acest psalmist: Cât de mult iubea Cuvântul lui Dumnezeu? Cât de mult iubesc legea ta? Și ce face? Toată ziua mă gândesc la ea. Să ne gândim. Aveți pe cineva pe care îl iubiți? Acum nu mă refer la Dumnezeu sau la Isus, mă refer la o persoană iubită. Vă iubiți soțul, nu-i așa? În ce scuze. Nu am întrebat ca să provoc discordie. Hai să schimb întrebarea. Vă iubiți copiii? Acum văd că răspundeți imediat. Dar te gândești la ei toată ziua? Vă iubiți nepoții? Sunt bunici aici care mi-au răspuns imediat. Cât de mult vă iubiți nepoții? Foarte mult. Îți iubești foarte mult nepoții. Când vin în vizită sunt ferici, sunteți fericiți, dar când pleacă sunteți și mai fericiți, nu-i așa? Vă iubiți nepoții, dar chiar vă gândiți la ei toată ziua? Cu siguranță că nu vă gândiți la nepoți toată ziua. Dar acest psalmist îl iubea atât de mult pe Dumnezeu încât medita la cuvânt toată ziua. Dar eu îl iubesc pe Dumnezeu, îl iubesc pe Isus, dar cât de mult iubesc cuvântul său? Cât de mult mă apropiu de cuvântul lui? iar persoana care iubește cuvântul lui Dumnezeu are mărturie în viața sa. Ce mărturie are? Ascultarea, supunerea. În Ioan 14, Iisus a spus de trei ori, Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Cine are poruncile mele și le păzește, acela mă iubește, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu. De trei ori a repetat acest cuvânt. Cel care iubește pe Dumnezeu, cel care iubește cuvântul lui Dumnezeu, viața lui este însoțită de mărturia de ascultare. A asculta cuvântul înseamnă a iubi pe Dumnezeu, da? Ascultare, supunere, este ușor de spus. Dar trebuie plătit un preț. Uneori, un preț destul de mare. Dumnezeu vrea să ne susțină cu cuvântul său. Vrea ca noi să trăim numai după cuvântul său. Ne cere ascultare și supunere pentru binele nostru. Pentru binele nostru al celor care ascultăm. Haideți să căutăm în Deuteronomul capitolul 10. Deuteronomul, capitolul 10, versetul 12, 12 și 13. Acum, Israele, ce alta cere de la tine Domnul Dumnezeul tău decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile lui, pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit. Ne cere să fim ascultători, dar pentru cine ascultăm? Ascultăm pentru Dumnezeu? Nu, noi trebuie să ascultăm pentru binele nostru. Pentru că atunci când asculți vei fi binecuvântat. Acela care iubește pe Dumnezeu se vede în viața lui mărturia ascultării de cuvânt. Și prin ascultare de cuvânt, Dumnezeu adaugă mai multă binecuvântare. Dumnezeu te face să înțelegi mai mult din harul său. Este un mare har. Este un mare har, și cel care îl iubește pe Dumnezeu, mai întâi iubește Cuvântul lui Dumnezeu. Iar în al doilea rând, iubește Biserica, trupul Domnului. Biserica. Ce este Biserica? Priviți în stânga și în dreapta, frații și surorile din jurul meu. Nu-i priviți cu dispreț. Ce înseamnă să iubești biserica? Este să iubești pe frați și surori. Cel care iubește pe Dumnezeu Iubește biserica, iubește pe frați și surori. Iubesc oamenii care au primit aceeași iubire ca și mine. Mântuirea mea este importantă, da? Este importantă. Atunci, și frații și surorile care au primit mântuirea, ca și mine, sunt importanti. Dar pentru că este puțin diferit sau vorbește într-un fel care nu-mi place, totuși, în acea persoană este Domnul. Mai devreme am vorbit despre dragoste care nu caută folosul său. Dacă caut folosul meu, nu mă uit spre el și gata. Nu mai fac de lucru cu el și gata. Așa gândesc unii. Totuși, noi trebuie să cooperăm împreună, să lucrăm împreună. Uneori acest lucru cauzează probleme, întâlnim dificultăți între frați și surori. E posibil să apară. De ce? pentru că deși suntem salvați prin sângele prețios al lui Isus, păcatele mele sunt veșnic iertate pentru totdeauna, credem asta, dar încă mai am firea pământească care este în mine. Nu s-a schimbat încă omul cel vechi care este în mine. Nu s-a schimbat încă. Dacă nu pot să-i tolerez pe frați și surori, nu-i pot accepta, nu-mi pot lărgi inima asta, ține de inima noastră cea veche. Dar să ne gândim, Dumnezeu a dat această dragoste celor care propovădesc Evanghelia. Oricine crede că Isus este Hristosul, este născut din Dumnezeu, și oricine iubește pe cel ce l-a născut, iubește și pe cel născut din El. 1 Ioan 5:1. Cel care îl iubește pe Isus, iubește și pe cel care este născut din Dumnezeu. Asta înseamnă iubirea pentru frați și surori. Ce înseamnă să-i cunoști pe frați și surori? Ce înseamnă să iubești pe frați și surori? Să ai îmbrățișa, ai mângâia, să le spune cuvinte frumoase? În Mexic fac asta. Când salută, o fac îmbrățișându-se unul pe altul. Dar după coronavirus, acum se salută doar cu mâna. Totuși, continuă să se salute. Să ne gândim ce înseamnă să-ți iubești frații și surorile. Mai întâi iartă-i. Iartă-le greșelile lor. Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta Hristos, așa iertați-vă și voi. Colosem 3 cu 13 Îți iubești frații și surorile atunci când le ierți greșelile? Trebuie să putem face asta. Asta se așteaptă de la noi. În 1 Corinteni, capitolul 13, printre cele 15 atribute ale dragostei, spune, dragostea suferă totul. În primul rând, trebuie să ierți. Apoi, prin slujire, îți arăți dragostea. A iubi pe frați și surori înseamnă a sluji pe frați și surori. Dacă slujirea mea se schimbă în funcție de reacția și atitudinea fraților și surorilor, atunci slujirea mea nu este perfectă. Indiferent de atitudinea fraților și a surorilor, gândindu-mă la harul și dragostea pe care am primit-o de la Dumnezeu, trebuie să slujesc în continuare pe frați și pe surori. Să ne gândim! Dacă este un tânăr sau o tânără în biserică și mă adresez cu cuvintele, mai băiete, tu fată, pentru că sunt mult mai în vârstă decât ei și sunt de mulți ani în biserică, ar trebui să mă adresez lor de sus? Se poate numi o astfel de atitudine dragoste, chiar dacă încă sunt tineri, poate că încă au multe lucruri de învățat, dar trebuie și ei respectați, cu frate, soră, începe cu cuvântul. Dar dacă un frate este încă tânăr, cu defecte și stângăcii, dacă te uiți la el cu dispreț, dacă faci asta, înseamnă că ai o inimă mândră. Nu o face, pentru că și în el este Isus. Este un frate, este o soră, spălați de același sânge, mădulare din același trup. Trebuie să respecti. Prin slujire arată dragostea și dacă există defecte sau stângăcii între frați și surori, așa cum am mai vorbit înainte, prin rugăciunea se arată dragostea față de ei. Aceasta este slujirea. Îl iubim pe Dumnezeu, iubim biserica și în trupul Domnului biserica ne iubim frații și surorile. Chiar dacă sunt diferiți de mine, dar încercăm să ne iubim frații și surorile mai mult și cerem această iubire și pe baza acestui lucru predicăm lumii dragostea Dumnezeu pentru sufletele pierdute. Dumnezeu ne-a dat dragostea și pentru ei. Am primit această iubire pentru ca noi să putem evangeliza. Atunci când vezi acele sufletele pierdute, nu-ți plânge inima de milă pentru ei? Așadar, mai întâi trebuie să cerem lui Dumnezeu să ne dea inima de compasiune pentru acele suflete care se duc în iad. Aceasta este inima de acele dragoste. Cei mântuiți cu această inimă de iubire pe care ne dat-o Dumnezeu, propovăduim Evanghelia, am primit o mare iubire, o iubire veșnică, iubire de săvârșită și cu frații și surorile, atunci când ne unim inima, când ne unim și ne iubim unii pe alții și predicăm Evanghelia, atunci când suntem uniți. Evanghelia este mărturisită și predicată mai puternic. nu e așa? Cum putem fi mai uniți? Prin iubire, tolerându-ne unii pe alții, rugându-ne unii pentru alții. În acel moment Dumnezeu va face mari lucrări în noi. Doar prin iubire este posibil. Să ne întoarcem la textul de astăzi. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 7. Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste și de chipzuință. Spune chipzuință, adică stăpânire de sine. Este nevoie de veghere. În 1 Petru, capitolul 5, versetul 8, fiți treci și vegheați, pentru că potrivnicul vostru, diavolul, dă târcoale ca un leu care răgnește și caută pe cine să înghită. Spune fiți treci și vegheați, are de-a face cu autocontrolul, înseamnă a continua să fii credincioși și a acționa cu discernământ. Abțineți-vă de la ceea ce trebuie să vă abțineți și faceți ceea ce trebuie să faceți. Asta înseamnă chimzuință a continua să trăim după cuvântul Dumnezeu, acest aspect al chipzuinței ne învață foarte bine prin exemplul unui împărat al lui Israel. Vorbește despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Ieremia, capitolul 22, Ieremia, capitolul 22, de la versetul 13 la versetul 19, vorbește despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Vorbește despre Ioachim. Vorbind despre Ioachim, vorbește despre exemplul lui Iosia, tatăl lui. Hai să vedem, versetul 13. Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire, care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata care zice îmi voi zidi o casă mare și o dăi încăpătoare și îi face ferestre multe, o căptușește cu cedru și o vopsește cu roșu. Împărat ești tu de te întreci în cedri? Nu mânca tatăl tău și nu bea și el și totuși el făcea dreptate și judecată și era fericit. Judeca pricina săracului și a lipsit, și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice domnul. Dar tu n-ai ochi și inimă decât ca să te dedai la lăcomie, ca să verzi sânge nevinovat și să întrebuințezi suprire și stilnicie. De aceea așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia, împăratul lui Iuda. Nu-l vor plânge zicând, vai fratele meu, vai sora mea. Nici nu-l vor plânge zicând, vai Doamne, vai măria sa. Și va fi înmormântat ca un măgar, va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. Aici vorbește despre răutatea lui Ioachim, ceva foarte trist și mizerabil. Dacă ne gândim la asta, Iosia a fost un împărat care slujea bine lui Dumnezeu. De aceea în 2 Cronici capitolul 34 versetul 2 spune: El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat pe căile tatălui său David nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. Acest împărat a fost lăudat, a fost al 17 lea și ultimul împărat bun al lui Iuda. A fost ultimul împărat bun care a slujit pe Dumnezeu, dar al doilea fiu, Ioachim, era diferit de tatăl său Iosia. În ce constă diferența? Să vedem aici în versetul 15, Ieremia 22 cu 15, Împărat, ești tu, de te întreci în cedrii, nu mânca tatăl tău și nu bea și el? Și totuși el făcea dreptate și judecată, și era fericit. Ce înseamnă asta? Că a trăit o viață de stăpânire de sine, o viață de chipzuință, de veghere. De aceea, în versetul 16, Iosia, tatăl său, Judeca pricina săracului și a celui lipsit și era fericit. Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul? De ce a făcut asta? De ce a judecat pricina săracului și a celui lipsit? De ce a făcut asta? Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul? Iosia îl cunoștea pe Dumnezeu. El era un împărat care îl cunoștea pe Dumnezeu și care avea încredere totală în Dumnezeu. De aceea a umblat în căile tatălui său David. Nu s-a abătut de la ele nici la dreapta, nici la stânga. A făcut tot ce a făcut tatăl său David. A fost lăudat de Dumnezeu pe când al doilea fiu al lui Iosia, ce viață a trăit el? Aici vedem în versetul 13, Vai de cel ce își zidește casa cu nedreptate și odăile cu nelegiuire care pune pe aproapele său să lucreze degeaba, fără să-i dea plata. Era nedrept, trimitea oameni la muncă și apoi nu-i plătea. Și în versetul 14, care zice, Îmi voi zidi o casă mare și o dăi încăpătoare. Aici apare viața lui Ioachim. Îmi voi o casă mare. Pentru mine, pentru mine. Totul se învârtea doar în jurul lui. Tatăl său, Iosia, a trăit pentru Dumnezeu, a cunoscut pe Dumnezeu, a slujit lui Dumnezeu, a trăit o viață cu totul diferită. Înțelegeți? Și în concluzie, cum va sfârși acest împărat rău? În versetul 18, De aceea așa vorbește Domnul despre Ioachim, fiul lui Iosia împăratul lui Iuda. Nu îl vor plânge zicând, vai fratele meu, vai sora mea. Nici nu îl vor plânge zicând, vai Doamne, vai măria sa. Ce viață trebuie să fi trăit pentru ca poporul să nu plângă după el? Și versetul 19, ci va fi înmormântat ca un măgar. Va fi târât și aruncat afară din porțile Ierusalimului. De ce și încheie viața în acest mod atât de mizerabil? Ieremia, capitolul 36. Haideți să căutăm. Ce a făcut Ioachim acest împărat rău. Ieremia, capitolul 36, versetul 22 și 23. Împăratul ședea în casa de iarnă, căci era în luna a noua și înaintea lui era un foc de cărbune aprinși. După ce Iehudia a citit trei sau patru foi, împăratul a tăiat cartea cu briceagul logofătului și a aruncat-o în juraticul de cărbun, unde a fost arsă de tot. Ce a făcut Ioachim? A disprețuit cuvântul lui Dumnezeu și l-a ars în foc. Dar dacă ne uităm mai târziu, Dumnezeu a făcut să fie scris din nou cuvântul pe care Ioachim l-a ars în foc. Dumnezeu a avut grijă să nu se piardă cuvântul lui. Acest împărat dorea să distrugă cuvântul lui Dumnezeu. A făcut un mare păcat, a disprețuit pe Dumnezeu însuși. Priviți? Acest împărat a disprețuit cuvântul lui Dumnezeu, a trăit pentru sine, a trăit o viață egocentrică. De aceea viața lui s-a terminat într-un mod mizerabil. Dar din potrivă tatăl său, Iosia, ce viață a trăit? A trăit o viață de chipzuință, de stăpânire de sine, o viață de veghere. Unde este diferența? Nu înseamnă lucrul acesta a mă cunoaște, zice Domnul? A cunoaște pe Dumnezeu, a te încrede în Dumnezeu, a te încrede în cuvântul lui Dumnezeu. Asta l-a determinat să trăiască o viață de chipzuință, o viață care se încrede în cuvântul lui Dumnezeu, o viață de discernământ. Învățăm prin exemplul lui Iosia și Ioachim diferența dintre cei care cunosc pe Dumnezeu cu adevărat și cei care nu-L cunosc. Atunci când îl cunoști pe Dumnezeu, poți veghea și Poți trăi o viață de chipzuință, De stăpânire de sine. Haideți să facem un rezumat. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 8. 2 Timotei, capitolul 1, versetul 8. Să nu-ți fie rușine, dar de mărturisirea Domnului nostru. Nici de mine în temnițatul lui. Și suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. Dacă ne rușinăm de Evanghelie, dacă ne rușinăm să predicăm Evanghelia, nu este ceea ce Dumnezeu vrea. Noi predicăm cu îndrăzneală Evanghelia Harului Dumnezeu, da? Și suferă împreună cu Evanghelia, prin puterea lui Dumnezeu. locul în care se predică Evanghelia. Evanghelia și suferințele au aceeași culoare. Prin dificultăți, prin sacrificiu, Evanghelia este predicată, da? Sunt cuvinte pe care le-am învățat mereu și mereu. Dar când vine vorba de predicare Evangheliei, Harului lui Dumnezeu, nu trebuie să ne fie rușine sau teamă. Și cu îndrăzneală să predicăm Evanghelia Harului lui Dumnezeu și celor care predică evanghelia. Dumnezeu ne-a dat trei lucruri. Puterea lui Dumnezeu, puterea este în biserică. Nu poți predica de unul singur, ci împreună cu toată biserica. Dumnezeu ne-a dat putere și ne-a dat iubire, dragostea lui, ne-a dat marea sa dragoste. Cei care am primit dragostea sa cea mare, îl iubim pe Dumnezeu, îl iubim pe Domnul, iubim Cuvântul lui Dumnezeu, iubim frații și surorile din Biserică și de asemenea iubim sufletele pierdute. De aceea putem să le predicăm Evanghelia cu îndrăzneală. Și cu cât Îl vom cunoaște mai bine pe Domnul, vom avea o inimă chipzuită, o viață de stăpânire de sine și vom fi capabili să acționăm cu discernământ. Astfel de inimă am primit noi cei care predică Evanghelia lui Dumnezeu ne-a dat putere, dragoste și chipzuință, adică stăpânire de sine. Dar fiind faptul că am primit acest duh, putem propăbădui Evanghelia cu drăzneală, cu putere, înțelegeți? Vă mulțumesc pentru astăzi, venirea Domnului nostru Isus Hristos este foarte aproape. Ni s-a dat puterea, dragostea și chipzuința, adică stăpânirea de sine, cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu, să nu ne fie frică sau rușine, ci cu tărie și cu îndrăzneală să predicăm, să predicăm cu îndrăzneală Evanghelia. Haideți să ne rugăm împreună, Doamne Tată Sfânt și Milostiv, prin prețiosul sânge al lui Isus ne-ai salvat, îți mulțumim foarte mult, în această ultimă perioadă ne-ai dat veșnică mântuire și speranța veșnică, ajută-ne să nu ne fie rușine, să nu fim leneși în predicarea Evangheliei. Doamne, ajută-ne te rugăm pentru conferințele de vară care vor continua. Doamne, fi cu noi pentru ca multe suflete să primească mântuirea și să fie slăvi numele Tău. Ajută-ne, Doamne, și îndrumă-ne pentru aceasta. Folosește-ne pe fiecare dintre noi pentru voia Ta cea sfântă. În numele Domnului nostru Iisus Hristos îți mulțumim și ne-am rugat. Amin.